Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din locuința morților, Tu mi-ai adus la viață din mijlocul celor ce se povoară în groapă. Cântați Domnului, voi toți ce iubiți de El, măriți prin laudele voastre numele Lui cel Sfânt. Căci mânia Lui ține numai o clipă, dar durarea Lui ține toată viața. Seara vine plânsul, iar dimineața veselia. Când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Doamne, prin bunăvoința Ta mă așezase pe un munte tare, dar Ți-ai ascuns fața și m-am turburat. Doamne, eu am strigat către Tine și m-am rugat Domnului zicând, ce vei câștiga dacă îmi vești sângele și mă voi pogorâi în groapă? Poate să Te laude țărâna? Poate ea să vestească credincioșia Ta? Ascultă, Doamne, ai milă de mine. Doamne, ajută-mă! Și mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie, pentru ca inima mea să-ți cânte și să nu-ți fie amută. Doamne Dumnezeule, eu pururea Te voi lăuda. Amin. Ar vrea să... Nu cred că trebuie prea multe motivații ca în această dimineață să venim înaintea lui Dumnezeu cu mulțumire și recunoștință. Cred că fiecare dintre noi știm să selectăm, știm să privim în viețile noastre și fiecare dintre noi să privim la ceea ce Dumnezeu ne binecuvintează în fiecare zi. Nu cred că este nevoie ca eu sau alți frați să vă spună să vă uitați în viața voastră, să vedeți că Dumnezeu v-a dat sănătate, Dumnezeu v-a dat binecuvântări, că Dumnezeu ne-a iertat trecutul, Dumnezeu ne-a răscumpărat, pentru că lucrurile acestea le știm. Lucrurile acestea nu trebuie să ne gândim la ele doar când venim duminica în casa Domnului sau când suntem la cina Domnului. De aceea, fie în această dimineață, să intrăm în această rugăciune înaintea Domnului. Yeah.
și roade de ei, înțelepciunea și credința de nepiti, totul poți avea doar să crezi. Regea regilor, Domn al domnilor, Iisus, 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 Regea regilor, Domn al domnilor, Iisus, 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 Iisus. Binecuvântat să fie Domnul. Te înalți, Doamne, căci m-ai ridicat și n-ai lăsat pe vrăjmașii mei să se bucure de mine. Amin. Un prim motiv de mulțumire care l-a dus psalmistul aici și dimineața aceasta, când am citit acest psalm, am văzut cât de multe motive de mulțumire a avut acest om, numai în câteva rânduri. Și cred că fiecare dintre noi am avea mult mai multe motive pentru această zi. Suntem la masa Domnului. În prezența Domnului nu se stă oricum. La masa Domnului nu se stă oricum. În casa Domnului nu se stă oricum. Mă uitam la mine, mă uitam la dumneavoastră și am văzut că fiecare poate a venit cu problemele noastre. Fiecare unul e mai... Unul e cu o stare mai deschisă înaintea Domnului, unul e cu o stare mai închisă înaintea Domnului. Unul poate mai, nu știu, are probleme, unul poate mai vesel. Fiecare dintre noi avem stări diferite. Dar ceea ce vrem și ce vreau să vă fac conștiință dimineața aceasta e că suntem în prezența Domnului, indiferent cum am venit noi aici. Și în prezența Domnului nu se stă oricum, frați și surori. În dimineața aceasta, psalmistul spunea: cântați Domnului voi ce iubiți de El. Măriți prin laudele voastre numele Lui cel Sfânt. Amin. Dacă am venit în prezența Domnului, lăsăm celelalte stări, lăsăm la o parte gândurile, suntem și la masa Domnului. Și asta e cea mai mare bucurie. E singura sărbătoare care Domnul Iisus o lăsat-o și o transmis-o mai departe ucenicilor și în dimineața aceasta nouă. Să stăm la masa Domnului, dar nu oricum. În dimineața aceasta, haideți inima noastră să fie plină de bucurie, pentru că e Domnul Iisus care stă la masă cu noi. Și haideți să ne bucurăm de acest, măcar de acest lucru, măcar în dimineața aceasta când stăm la masa Domnului, frații și surori, ne deschidem inima în prezența Domnului la cântare, ne deschidem inima în prezența Domnului și îl chemăm pe Domnul să ne vorbească inimilor noastre. Dumnezeu în dimineața aceasta a pregătit o masă bogată pentru noi. În dimineața aceasta Domnul o pregătit prin gura celui care va vesti cuvântul Domnului, o masă bogată prin cuvânt, prin cântare. Nu ne putem plânge că nu avem cântări. Haideți să ne deschidem inima înaintea Domnului, frați și surori. Mai departe spunea: seara vine plânsul, iar dimineața veselia. Și văd că și dimineața unii nu sunt prea veseli. Măcar cuvântul ăsta să se împlinească așa cum e scris aici. Dar și seara și dimineața e tot una pentru unii. Frați și surori, e dimineața și nu e oricare dimineață. E o dimineață în care suntem în prezența Domnului, în adunare și la masa Domnului. Frați și surori, haideți să ne ridicăm în picioare. Dumnezeu mai este numit și Jehova Shalom, Domnul Păcii. În dimineața aceasta Domnul să ne dea pace. Vrem să ne rugăm ca Domnul să ne umple inima de pace, acolo unde nu este pace, să fim conștienți
că stăm la masa Domnului, în prezența Domnului dimineața asta și vrem să o facem cu pace. Nu să stă oricum în prezența Domnului. Lăsăm la o parte orice altfel de gânduri, orice altfel de preocupări. Stăm la masa Domnului cu bucurie și cu pace în inimile noastre. Asta este îndemnul meu, asta este gândul meu, începând cu mine. Și fiecare dintre voi în ziua aceasta să avem pace că stăm aici la masa Domnului. Domnul să ne lumineze, Domnul să doarme din harul Său, prezența Duhului Sfânt să se simtă și în cântare, și în predicarea Cuvântului, și astăzi Domnul să facă aici o scăldătoare ca altădată. Și fiecare să coboare acolo cu îndrăzneală, că Domnul ne ascultă. Amin. Amin. Vă rog să ocupăm locurile. M-am uitat în această dimineață spre adunare și am estimat undeva să fim 500-600 de frați, surori, de suflet de aici. Și totuși în dimineața aceasta, niciunul dintre noi nu suntem la fel. Niciunul dintre noi nu suntem la fel și fiecare dintre noi avem motive diferite, probleme diferite, fiecare dintre noi avem bucurii diferite. Dar uitându-mă în dimineața aceasta la cuvântul care s-a citit la Psalmul 30, mi-am dat seama că avem ceva în comun. Toți de aici avem ceva în comun în dimineața aceasta. Și anume, versetul 1 spune: Te înalți, Doamne, căci m-ai ridicat. Lucrul acesta, cred că fiecare dintre noi am avut momente în viața noastră în care am spus cu gura noastră: Doamne, Te laud că Tu m-ai ridicat. Apoi un alt lucru în comun este că Tu m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se coboară în groapă. Un alt lucru în comun: Tu m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se coboară în groapă. Și dimineața aceasta, dacă suntem aici, suntem pentru că Hristos ne-a adus la viață. Binecuvântat să fie numele Lui. Când mă refer la groapă, nu ne gândim la groapa cea care se duce fiecare om la sfârșitul zilelor lui. Ne gândim la groapa din care ne-a scos Dumnezeu, la groapa păcatului. Ne gândim la momentele cele în care am spus: Doamne, când ne-am uitat la noi, nu mai sunt util nimic acestei societăți. Și astăzi sunt în prezența lui Dumnezeu, restaurat, remediat, prin jertfa Domnului Iisus Hristos și spunem în dimineața aceasta: Te laud, Doamne, că Tu m-ai ridicat. Un lucru, a doilea lucru în comun. Ele sunt multe. Un a treilea lucru spune: Cântați Domnului, voi cei iubiți de cine? De Hristos, slăviți să fie Domnul. În dimineața aceasta suntem iubiți de Domnul Iisus Hristos. Este o bucurie și avem un lucru în comun în această dimineață. Un motiv în care să-i mulțumim și să-L lăudăm pe Domnul nostru. De ce? Pentru că Hristos ne iubește. Fraților, surorilor, oameni buni, Hristos ne iubește. Și aceasta nu este un om. Nu este vocea unui om, a unui femei, a unui tânăr sau unui tinere. Este vocea Mântuitorului nostru în această dimineață care spune: Cântați Domnului, voi cei iubiți de El. Toți cei iubiți de El. Dumnezeu în această dimineață să ne binecuvinteze. Haideți să lăudăm pe Domnul cu o cântare în comun. În timpul acesta ne vom închina Domnului cu darurile noastre de bunăvoie care le-am adus la casa Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vom asculta corul în urma acestei cântări în comun cu o cântare și apoi rugăm ca Domnul să binecuvinteze pe fratele Adriana Marie să ne vorbească din cuvântul Domnului și Domnul să-L întărească. Amin.
și păcat. Lăsați pe pământ fericirea, dragostea și iubirea, ce Iisus ne-a lăsat. Romani, de la capitolul 1, începând cu versetul 18 și apoi din capitolul 2, începând cu 11 la 16. Romani, capitolul 1, începând cu versetul 18 până la versetul 21. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricării necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricării nelegiuiri a oamenilor care năbușă adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei,
căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, răsușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit și S-au dedat la gânduri deșarte în inima lor, iar inima lor și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Citește din capitolul 2, începând cu versetul 11 până la versetul 16. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are vedere fața omului. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor peri fără lege și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, își sunt singur lege și dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Frați și surori, așa cum am fost obișnuiți, așa cum am hotărât împreună ca anul acesta să fie un an al rugăciunii și la fiecare săptămână să luăm o temă în mod special pe care să o abordăm și din punct de vedere biblic, dar totodată și să ne punem din punct de vedere noi ca și individ în fața acestei teme și să ne rugăm sau să vedem dacă suntem într-adevăr așa cum ne cere cuvântul lui Dumnezeu. Pentru săptămâna aceasta, pentru luna aceasta, dacă spunem că este un an al rugăciunii și rugăciunea este cheia trezirii, în săptămâna aceasta, cred că începând de joi, vom vorbi astăzi și joi seara și seara aceasta, cred că se va vorbi despre trezirea conștiinței noastre. Conștiința, și dacă am vorbit în săptămânile trecute că omul ca și ființă, ca și individ, este alcătuit din trup, suflet și duh, am vorbit despre trupul care este vizibil, este palpabil, care sunt pericole, care este expus omul ca și ființă biologică, am vorbit despre emoții, am vorbit despre partea aceasta interioară, acolo unde omul are emoții, acolo unde omul înmagazinează în lăuntrul lui și acum a venit rândul, cred că, să vorbim și despre partea aceasta a minții, a rațiunii, a cugetului, a conștiinței, partea de sus. Și omul, cred că, este singura ființă creată de Dumnezeu, care a fost înzestrată de Dumnezeu încă de la creație cu această parte, să zicem așa, particulară față de restul creației, în care se găsește legea lui Dumnezeu, în care se găsesc principiile voii generale a lui Dumnezeu. Când vorbim despre conștiință, este foarte greu, pentru că de multe ori și noi oamenii, dar chiar și în Biblie, nu este definit așa cum o definim noi. O găsim și în alți termeni, nu mai găsim termenul în Sfânta Scriptură despre cuget. În unele locuri găsim alte cuvinte care sunt înlocuite cu cuvântul de conștiință sau de cuget. Însă am vrea să ne ocupăm de această parte în dimineața aceasta, în limita și în timpul care este, în limita posibilităților și că Dumnezeu mă va ajuta să încerc să descriu în dimineața aceasta, despre această particularitate cu care omul a fost înzestrat și care este o componentă foarte importantă din existența omului. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește undeva că la un moment dat, în ziua judecății, pentru oamenii care nu L-au acceptat și nu L-au sfințit în inima lor, în cugetul lor, în conștiința lor pe Dumnezeu, cea care va sta ca și judecător împotriva lui va fi conștiința, care se va învinovăți și care îl va acuza pe om, pentru că Dumnezeu i-a vorbit omului, și împotriva vocii lăuntrice acestea care Dumnezeu și-o manifestă în lăuntrul nostru, în cugetul nostru, omul a ales să trăiască dincolo de principiile pe care Dumnezeu i le-a însuflat în conștiință sau în cuget. Și observăm și înțelegem din Sfânta Scriptură că este foarte important cugetul sau conștiința noastră, de felul cum îl abordăm, de felul cum alegem să dezvoltăm capacitatea conștiinței noastre, pentru că toți oamenii și necredincioși și din alte culturi și din alte religii se nasc cu conștiință. Însă este diferită conștiința unui om care se naște într-o cultură hindusă sau musulmană,
este diferită de cultura unui om care se naște în credința creștină sau în cunoaștere de Dumnezeu. Și de aici putem deduce ideea că omul poate lucra la conștiința lui și normele sau principiile după care conștiința lui va ajunge să-l mustre sau spune noi să-l mustre cungetul sau să-l mustre conștiința, va fi divers. Dacă ar fi să definim în dimineața aceasta, din punct de vedere, să dăm o definiție la conștiința noastră așa cum o găsim dată de unii oameni mai înțelepți, spunea cineva că conștiința este nervul central al ființei noastre care reacționează la conținutul moral al acțiunilor noastre. Adică atunci când anumite norme morale pe care noi ni le-am adoptat sunt încălcate de noi, conștiința este acea alarmă despre care se vorbea joi seara, începe să dea semnale că o anumită lege pe care noi consideram că nu trebuia încălcată a fost încălcată. Este procurorul sau tribunalul lui Dumnezeu, se mai amintea joi seara, și aici nu trebuie să o confundăm cu acuzațiile pe care diavolul încearcă să ne le aducă atunci când greșim. Dacă conștiința este cel tribunal care ne avertizează că am încălcat anumite principii sau norme morale de viață, trebuie să facem foarte bine distinția între acuzația pe care încearcă diavolul să ne o aducă. Niciodată diavolul nu va veni să spună, ai călcat cuvântul lui Dumnezeu, întoarce-te la Dumnezeu și te pocăiește. Acuzația pe care diavolul o va aduce în viața noastră, în inima noastră, va fi diferită decât semnalul pe care îl trimite cugetul nostru. Diavolul va încerca să ne acuze tocmai ca să nu ne întoarcem la Dumnezeu, tocmai ca să nu să ne spună că nu mai avem nicio șansă și să ne îndepărtăm de Dumnezeu. Spunea cineva că conștiința este vocea lui Dumnezeu care îl împinge pe om să facă ceea ce crede el că este corect. Ne conducem viața după normele și după principiile pe care ni le-am însușit și o să ajungem aici să vedem că conștiința noastră poate fi modelată, poate fi lucrată, îi pot fi impuse normele după care să fie sensibilizată sau în ce circunstanțe să ne emită acele semnale că noi am încălcat-o. Conștiința este o instanță sau o putere așezată în noi să judece din punct de vedere moral faptele, gândurile, planurile sau concepțiile noastre. Mai spunea cineva că conștiința poate fi asemănată cu ceva ceea ce Dumnezeu a pus în noi, cu un anumit triunghi, cu cele trei vârfuri ale lui foarte ascuțite. Și atunci când anumite concepte morale din viața noastră sunt încălcate, acel triunghi începe să se rotească în inima noastră și începe să producă răni. Și atunci ne dăm seama că ceva nu-i corect, ne dăm seama că acele vârfuri ascuțite încep să creeze ceva, un disconfort, adică ceva s-a întâmplat, o anumită lege din viața noastră pe care nu ne-am propus în mod voit sau pe care cugetul nostru ne acuză într-un fel că am încălcat anumite principii morale. Prima idee care aș vrea să scot în dimineața aceasta din Cuvântul lui Dumnezeu, din aceste două pasaje scurte pe care le-am citit, este că conștiința se adaptează la normele și la modalitatea mediului în care trăim. Aminteam anterior că conștiința noastră este diferită a noastră ca și copii care ne cunoaște pe Dumnezeu, care avem contact cu Cuvântul lui Dumnezeu, decât conștiința unui om care s-a născut într-o altă cultură. Adică Dumnezeu ne-a creat cu conștiință sau cu acest cuget în noi, dar este divers. Adică dacă vom lua un hindus din altă parte a lumii, conștiința lui, dacă va omorâ o vacă pentru care el este sfânt, îl va acuza și va spune, ai făcut un lucru foarte grav pentru tine. Același lucru nu se va întâmpla cu altul dintr-o altă cultură. Adică conștiința când este pusă în fața unor principii, ea se adaptează. Se adaptează la modul, la locul și la principiile în care noi ne așezăm și ne le formăm. Conștiința se formează, adică după care principii să înceapă să emită semnale că a fost încălcată legea. Dacă înainte, de exemplu, să luăm viața noastră dinainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, erau anumite lucruri, erau anumite păcate care conștiința nu ne acuza când cineva probabil consuma un pahar de alcool. Dintr-o dată, când ajunge în contact cu Sfânta Scriptură și sunt așezate în față principiile pe care Dumnezeu le-a așezat pentru noi ca și creștini, inima lui va începe să bată sau se va începe să se mascheze, să se ascundă atunci când încalcă această lege. Și aici este doar un exemplu. Dar sunt multe alte lucruri pe care noi când intrăm în contact cu legea lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu, conștiința noastră se formează. De asta spun că e foarte important mediul în care conștiința noastră sau care este sursa în care conștiința noastră este alimentată. Noi ca și creștini trebuie să știm că trebuie să alimentăm sau trebuie să formăm conștiința noastră după cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem să ne ascundem în spatele unor lucruri și să spunem, cum aud de multe ori, nu mă mustră conștiința.
Conștiința noastră spune Scriptura că trebuie să fie luminată de Cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu. Noi nu putem să judecăm viața sau faptele noastre morale pe care le încălcăm doar după simpla instanță de judecată a cugetului. Fac păcatul acesta și conștiința nu mă mustră. Pentru că vom vedea că conștiința poate să adoarmă, conștiința poate să moară, conștiința poate fi coptată, dacă vreți, într-un moment dat, în totalitate de diavol. Și e foarte important ca noi să avem grijă de conștiința noastră, cum o formăm și care sunt principiile după care trebuie să guverneze în ființa noastră și care ar fi momentul în care ar trebui să emită acele semnale negative sau care sunt legile după care trebuie să guverneze în ființa noastră astfel încât să fie setată, dacă vreți, într-așa fel încât să emită semnale când a fost încălcat o lege. Deci trebuie să știm că conștiința se adaptează la normele de moralitate a mediului în care trăim. De asta e important ca noi să avem un mediu, un climat biblic, creștin, dacă vreți, și conștiința noastră să-și însușească principii și norme morale de viață și de trăire cu Dumnezeu din Sfânta Scriptură, ca nu cumva normele pe care să ne le însușim să fie în total diverse decât ceea ce ne cere Dumnezeu, pentru că Dumnezeu pe noi care am intrat în contact cu Sfânta Scriptură, care am fost luminați de Duhul Sfânt, nu ne va judeca după aceleași norme de evaluare care o va face unui om care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Era o dilemă mea care o aveam când eram mic și mă gândeam mereu, dacă nu toți oamenii ajung să-L cunoască pe Dumnezeu, ce vină au ei că într-o zi vor ajunge în iad? Care va fi vina lor că nimeni nu s-a găsit să le spună despre Dumnezeu și totuși oamenii cei vedeam într-un fel nevinovați că ajung în iad din cauza că Dumnezeu a fost preferențial într-un anume fel. Însă din pasajul citit vedem aici că Dumnezeu într-un fel va judeca pe oamenii care L-au cunoscut pe El și au ascultat de lege, de Cuvântul lui Dumnezeu în Vechiul Testament, de Biblie, de Sfânta Scriptură în zilele noastre și de alți oameni din alte culturi care n-au auzit niciodată de Dumnezeu și totuși au murit pentru în necunoștință de Dumnezeu, dar totuși au avut cunoștința aceasta a cugetului, a conștiinței lor, care într-un fel i-a îndrumat spre Dumnezeu, spre existența aceasta și așa cum am citit despre însușirile nevăzute a lui Dumnezeu, care când te uiți în creație, când te uiți în univers, conștiința, cugetul, mintea te duce la ideea existenței unui creator, a unei puteri, a unei forțe care depășește capacitatea noastră de înțelegere. Și încetul încetul spune Scriptura că și un om nu trebuie multă înțelepciune sau știință sau carte să realizeze că în universul acesta, în mijlocul creației, este un creator. Al doilea lucru care l-am găsit în versetele pe care le-am citit este că conștiința noastră poate fi slabă sau poate fi subdezvoltată sau poate fi rănită la un moment dat. Nu toți avem același nivel în conștiința noastră de a percepe lucrurile, de a percepe voia lui Dumnezeu și aș vrea să citesc aici câteva trimiteri din Sfânta Scriptură despre exemple pe care Pavel le dădea în Corinteni despre anumite lucruri care ele în sine nu pot fi păcate, dar datorită cugetului mai slab, adică sunt oameni care au cugetul mai tare, mai format după anumite principii, dar sunt și oameni începători, și aici ar trebui să fim atenți că sunt mulți care îi acuză pe alții că eu mă poticnesc în tine, în felul tău de a te comporta, în felul tău de a trăi, de a te îmbrăca, de a vorbi sau multe alte lucruri, și ar trebui să știm că etapa aceasta de maturizare a cugetului nostru nu ar trebui să fie de o viață întreagă de creștin. Poate fi și există o creștere de maturizare a conștiinței sau a cugetului nostru și noi trebuie să hrănim cugetul nostru într-așa fel încât spune Cuvântul lui Dumnezeu să creștem, să fim tari, să fim puternici și să nu ne mai poticnim, adică cugetul nostru să nu mai fie rănit, să nu mai fie lezat de modul în care se comportă ceilalți. Și eu să mă poticnesc, să ajung sau să existe pericol să cad de la fața lui Dumnezeu sau să fiu rănit în cugetul meu datorită altora, pentru că norma de viață pentru mine care am intrat în familia lui Dumnezeu trebuie să fie Cuvântul lui Dumnezeu. E adevărat că și ceilalți care se consideră mai puternici din punct de vedere biblic al cugetului sau conștiințelor, Scriptura ne spune că dacă noi trecem peste încredințarea cugetului fratelui, a sorei noastre și îl facem să păcătuiască, păcătuim direct față de Dumnezeu. Aș vrea să citesc din 1 Corinteni capitolul 8, începând cu versetul 8, 7 chiar. Dar nu toți au cunoștința aceasta, ci unii sunt obișnuiți până acum cu idolul. Mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol și cugetul lor, care este slab, este întinat. Dar nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Luați seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră, a celor care sunteți mai puternici, cumva spune Scriptura, sau vă considerați că nu-i nimic, ați înțeles că un idol este egal cu nimic, slobozenia aceasta a voastră să ajungă o piatră de poticnire pentru cei slabi care au cugetul mai slab.
Căci dacă te vede cineva pe tine, care ai cunoștință că șezi la masă într-un templu de idol, cugetul lui, care este slab, nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Adică dacă tu ești un creștin și poți să faci lucrul acesta, înseamnă că pot să-l fac și eu. Măcar că conștiința mea mă acuză. Și atunci îl împingi pe fratele tău și astfel el, care este slab, va peri din pricina cunoștinței a ta și el, fratele tău, pentru care a murit Hristos. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne și nu voi face pe fratele meu să păcătuiască. Adică chiar dacă eu, din punct de vedere scriptural, biblic, am o anumită slobozenie în anumite domenii și nu mă acuză nici cugetul, inima mea, de nimic, totuși trebuie să țin cont că în familia lui Dumnezeu sunt și oameni care se pot poticni. Și am auzit de multe ori expresia aceasta, păi eu am lăsat lumea și am lăsat lucrurile acestea și am venit în biserică, am venit la pocăință și văd aici unii care se confruntă cu aceleași probleme pe care eu le-am lăsat cândva în lume și am considerat că vin în biserică și scap de ele, dar văd că mai sunt unii și în biserică care practică sau fac aceleași lucruri. Trebuie să fim aici atenți la care sunt lucrurile efectiv la care Biblia se pronunță categoric și care sunt lucrurile care pot fi considerate doar un nivel de maturitate sau nu există nimic. Aici era vorba despre carnea jertfită idolilor și Biblia explică aici pe larg în pasajele acestea că în sine carnea nu era nimic. Aș vrea să mai citesc tot din Corinteni, de la capitolul 10, începând cu versetul 25, pasaj scurt care va face, cred că, lumină. Să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva din pricina cugetului, căci ai lui Dumnezeu este pământul și tot ce este pe el. Dacă vă poftește un necredincios la o masă și voi să vă duceți, să mâncați din tot ce vă pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Dar dacă vă spune cineva, luați aceasta, a fost o jertfită idolilor, să nu mâncați din pricina celui ce va înștiința și din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia, căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? Mi-aduc aminte când eram copil că mereu se obișnuia în România ouăle vopsite roșii la Paști și eram învățat că este un păcat mare să ne ducem să mâncăm acele ouă pe care le găseai aproape în toate casele în perioada de Paște. Și consideram atunci copil, fiindcă este un păcat foarte mare să te duci să mănânci acele ouă care erau într-un fel închinate idolilor sau anumitor sărbători care nu sunt corecte din punct de vedere scriptural. Vedem aici că Scriptura ne învață că totul este sfințit, adică omul când te cheamă la masă și îți spune să mănânci, n-ar trebui să fii prea interesat să întrebi când ai făcut mâncare, de sufletul cui e, de câte zile e și multe întrebări. Mâncarea în sine nu este ceva rău. Trebuie văzută și ne învață Scriptura aici că trebuie să privim dacă, să nu cercetăm prea mult proveniența, motivația și multe alte lucruri. Mâncarea este pentru trup și atât. Însă trebuie să avem în vedere că prin acțiunea asta, care ea nu poate fi păcătoasă în sine, putem să lezăm sau să lovim, să rănim cugetul altuia care ne va privi pe noi și să spune cum, eu am lăsat lumea în cazul de față, lucrurile acestea în lume, m-am întors la Dumnezeu și văd că cu tare frate pocăit de atâția ani face lucruri pe care eu le-am lăsat cândva când m-am întors la Hristos. Și Biblia ne spune că noi, făcând lucrurile acestea, păcătuim direct pentru că îl rănim pe cel pentru care Hristos a murit și îl facem să fie rănit. O altă expresie care aș vrea să o folosesc aici, că perioada de maturizare a cugetului și a conștiinței noastre n-ar trebui să dureze o viață, dar încă o dată spun, pentru că sunt foarte mulți care se consideră slabi în cugetul și în conștiința lor, încercând să manipuleze prin chestia aceasta pe alții care sunt mai puternici. Eu mă poticnesc, încercând cumva cu sforurile acestea să-i țină pe alții să se poarte și să se comporte într-un anume fel cum doresc ei. Eu cred că dacă ne gândim la maturitate, vorbim la cei slabi în credință. Și perioada de copil, de imatur, este scurtă relativ la viața pe care un individ o are. Eu cred că așa este și în viața de pocăință, de cunoaștere, de trăire cu Dumnezeu. Dacă ești slab și te poticnești, înțeleg o perioadă de timp, dar Biblia îmi cere mie să mă adaptez, dar ție cere să te maturizezi, să crești și să nu te mai poticnești până în ziua de apoi, spune Scriptura. Adică nu poți toată viața să tragi sforile încercând să manipulezi pe toată biserica să facă anumite chestii care nu stau ție bine, care în sine sau în fond ele n-ar fi numai decât ceva greșit. Al treilea lucru care vreau să-l spun în dimineața aceasta este că conștiința poate deveni insensibilă sau poate fi adormită prin neveghere sau prin încălcare repetată în mod voit și continuu
a vocii pe care ne avertizează despre principiile care au fost încălcate, ne luând-o în seamă și astăzi și mâine, poate la un moment dat conștiința noastră să fie adormită. Există chiar pericolul să cazi din pricina încălcării a cugetului, a semnalelor emise de cugetul nostru, chiar să cazi din credință. Dacă citim în 1 Timotei, capitolul 1 cu 9, aș vrea să citesc aceste versete, spune 1 cu 19, să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Atunci când cugetul nostru nu mai este raportat direct la Dumnezeu și noi care se alimentează sau din care este setat, ca să folosesc expresia aceasta, nu se sincronizează direct proporțional cu sursa cuvântului Dumnezeu și legea lui Dumnezeu, Biblia, și sunt alte lucruri care încep să informeze sau să formeze cugetul nostru, începem încet să încălcăm normele acestea, începem și există, spune cuvântul lui Dumnezeu, chiar pericolul să cădem din credință. Era președintele Cambodgiei cu câțiva ani în urmă, au omorât aproape 2 milioane de oameni din niște motive banale. Pol Pot se chema. În 3 ani de zile a ucis aproape o cincime din populația țării lui. Când i-a fost luat un interviu, cum ai putut să faci o asemenea grozăvie sau care au stat motivațiile la baza căruia tu ai ales să ucizi atâția oameni din țara ta, o parte semnificativă, o cincime din populația țării pentru niște lucruri aberante, scuza lui a fost că conștiința mea nu mă mustră. Adică eu, înăuntrul meu, nu consider că am făcut ceva vinovat. Care sunt normele după care ne ghidăm atunci când cugetul nostru alege sau nu alege să ne mustre conștiința noastră? Tocmai pentru că nu este alimentată, nu este sincronizată, să folosesc termenul acesta, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu legea lui Dumnezeu. Noi când am intrat în contact cu Dumnezeu, cu legea Lui, cu prioritățile pe care Dumnezeu le dorește de la noi ca și creștini, trebuie să ne alimentăm, trebuie să ne formăm viața noastră de creștin după principiile cuvântului lui Dumnezeu. 1 Timotei, capitolul 4, cu versetul 1, spune o caracteristică a vremurilor din urmă. 1 Timotei, capitolul 4, cu versetul 1, spune așa: dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățătura dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Asta înseamnă o captare în totalitatea conștiinței, a centrului de gândire de care ne învinovățește într-un fel, de diavolul. Când cugetul nostru nu mai reacționează la nimic, când orice lege ar fi încălcată, orice principiu din voia generală sau din voia personală a lui Dumnezeu cu privire la noi, este încălcată și mintea, inima, cugetul nostru este în totalitate captat de diavolul și nicio lege nu mai guvernează, niciun semnal nu mai emite conștiința noastră pentru că a fost cooptată, dacă vreți, în totalitate de diavolul. Și normele de conduită sau momentul în care conștiința alege să mai trimită semnale, nu mai are practic nimic, pentru că pentru noi nu mai există niciun păcat care să ne acuze sau să ne emită acele semnale că am greșit cu ceva. Al patrulea lucru și ultim în care vreau să-l spun în dimineața aceasta este că conștiința noastră poate adormi, dar poate fi trezită. Avem multe exemple de personaje biblice, de oameni care într-un moment dat au avut o cădere, să zicem așa, și și-au permis totuși să se lase duși de valul acesta al păcatelor și măcar că conștiința lor, adică știau că ceea ce fac este greșit, s-au dus la vale de oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu și de oameni care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. Am ales aici să dau exemplu despre Faraon, spune la un moment dat când Dumnezeu trimite urgiile peste Faraon și peste țara lui, pentru că nu vrea să lase poporul lui Israel să iasă din Egipt. La un moment dat, Faraon, când se vede lovit de Dumnezeu, și trebuie să punctez aici că de cele mai multe ori conștiința sau modul în care conștiința noastră este trezită din nou la normele corecte sau după să funcționeze după principiile lăsate de Dumnezeu, de cele mai multe ori este în ipostaze critice din viața noastră. Dacă vom lua viața lui Faraon, a fost atunci când a fost lovit de urgii. Dacă vom lua pilda fiului risipitor, a fost când a ajuns în pragul cel mai de jos și lucrurile și situația și mediul l-au constrâns din toate părțile și exemplele pot continua. Sau atunci când oamenii sunt puși direct față în față, o abordare vis-a-vis față de legea pe care a încălcat-o și folosesc aici exemplu femeii prinse în preacurvie când au adus-o la Domnul Iisus și spune: uite, noi am prins-o în păcat, tu ce spui? Spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus s-a uitat la ei, s-a uitat la femei și a spus: cine dintre voi este fără păcat? Și am putea aici traduce: care dintre voi vă considerați sfânt și nu vă mustră pe niciunul din
voi cugetul de nimic, aruncați primul cu piatra. Asta nu înseamnă că trebuie să tolerăm orice păcat, pentru că și noi la rândul nostru avem anumite greșeli, ci Domnul Iisus Hristos a vrut să spună aici că plata păcatului nu este uciderea trupului, că există o șansă, că conștiința sau starea de păcat într-un om, în care un om a ajuns să cadă, se poate ridica. Omul căzut, o conștiință adormită, o conștiință care a căzut în păcat și a călcat în mod repetat, poate fi trezită prin anumite circumstanțe. Spuneam despre faraon că atunci când Dumnezeu a lovit Egiptul și țara Egiptului cu urgiile celea 10, care ne vorbește cartea Exod în capitolul 9 cu versetul 27, spune că faraon spune: Domnul are dreptate, de data asta am păcătuit. Adică până acum Dumnezeu n-a avut dreptate, dar acum când mă văd strâns cu ușa, cum spunem noi, nu mai pot să spun nimic decât mă uit la urgiile care au lovit țara și nu înțeleg altceva, că nu-i mână omenească aici, ci direct mâna lui Dumnezeu care vine împotriva mea, că am păcătuit direct împotriva lui Dumnezeu și că eu am de-a face direct cu Dumnezeu, nu numai decât cu poporul Israel. Și spune că faraon recunoaște și spune: Domnul are dreptate, adică într-adevăr, ce spui tu, Moise, că eu trebuie să las poporul să plece din partea lui Dumnezeu, așa-i, dar totuși vedem că sunt oameni care aleg să nu asculte, măcar că sunt conștienți în totalitate că asta e voia lui Dumnezeu, că el trebuie să lase poporul să plece. Totuși faraon spune: da, așa e, ai dreptate, eu mă lupt direct cu Dumnezeu și soluția e să las poporul să plece. Totuși faraon își împetrește inima din nou și nu lase poporul să plece. Aminteam apoi despre femeia care a fost prinsă în preacurvie. Spune cuvântul lui Dumnezeu că s-au simțit mustrați în cugetul lor, de la cel mai bătrân până la ultimul om. De la cel mai matur din punct de vedere, care ar trebui să aibă conștiința cea mai trează și mai vegheatoare, de la cel mai bătrân până la ultimul, ce vârstă o fi avut el. S-au simțit mustrați în cugetul lor. Probabil s-au gândit: da, femeia aceasta într-adevăr am prins-o așa-i, nu știu cum o prins-o, cum o văzut-o, nu știu cu cine și cum sau de câte ori, dar cuvântul specifică lucrul acesta, s-au simțit mustrați în cugetul lor, adică aveau și ei păcate cu care n-au fost prinși probabil. Și asta nu înseamnă că ești mai sfânt ca altul, că păcatul tău nu-i descoperit și altuia e public. Și nu-ți dă dreptul să ridici degetul sau să arunci cu piatra în fratele tău prin simplul fapt că un păcat îl știu de toată biserica și unul nu. Și Luca, despre fiul risipitor, spune acolo cuvântul lui Dumnezeu că și-a venit în fire și a zis. Nu a spus cu voce tare, nu știm cum a zis, dar spune Scriptura acolo în Luca că el a făcut un plan. A zis în gândul lui: mă voi scula, mă voi duce, și-a făcut un obiectiv și-a format un traseu pe care să se ridice și să înceapă să-l parcurgă. Adică și-a găsit drumul înapoi spre reabilitare, spre a funcționa din nou mintea lui și a dat seama unde a greșit și s-a întors înapoi spre calea către Dumnezeu, am spune noi, în cazul lui, sau spre reabilitarea ființelui, a conștiințelui, a cugetului, să-și repare greșeala în care conștiința lui. Mă voi duce și îmi voi spune tatălui meu, am greșit față de tine, am greșit față de cer, și conștiința lui l-a păsat. Vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre David. Câtă vreme am tăcut, mâna ta și toate acestea sunt lucruri. Noi citim psalmul acesta, dar dacă ar fi să ne-l imaginăm pe David când scrie psalmul acesta, era o trăire interioară a lui, o luptă în fiecare zi a lui când păcatul îl apăsa, conștiința lui era apăsată de păcat și oasele se uscau, gemetele mele necurmate, toate acestea erau trăiri interioare în conștiința și în cugetul lui. Era o luptă care probabil nu se vedea vizibil cu ochiul. Însă psalmistul David descrie foarte profund trăirile omului când omul se luptă cu păcatul și nu reușește să biruie, sau când alege să nu dea dreptate lui Dumnezeu și să se întoarcă spre reabilitare. Câtă vreme am tăcut, mi se usca sufletul meu. Cum se poate usca sufletul? E o expresie aici despre care am vorbit la sentimente. Adică în lăuntrul meu era o luptă pe viață și pe moarte de a capta cugetul meu, de a mă întoarce la Dumnezeu, de a mă întoarce înapoi, acolo unde am căzut, și să-mi repar greșelile, să-mi repar trecutul, să mărturisesc păcatul și să fac pașii care trebuie făcuți spre reabilitare. Și câtă vreme am tăcut, n-am avut pace, n-am avut liniște, n-am putut să stau liniștit, pentru că conștiința mea m-a apăsat. Ai păcătuit, ai făcut numărătoarea poporului sau ai trăit cu... ai luat nevasta lui Batseba, ai luat-o pe nevasta lui Urie... sau păcatul care l-ai făcut te acuză, și atâta vreme cât nu există mărturisire va fi acea luptă interioară care de multe ori s-ar putea să nu ne dea liniște noaptea să dormim. La unii s-ar putea să ne spună de multe ori: da, ar trebui mai bine să-mi văd întâi de mine, de casa, de păcatele mele, de treaba mea, de multe ori, și apoi încetul, încetul, cât Dumnezeu mă va ajuta, să încep să-i folosesc, să mă folosească Dumnezeu, să-i ajut și pe alții. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, conștiința noastră totdeauna să fie luminată de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ar fi să ne pună cineva să desenăm
conștiința noastră, cineva a pus să deseneze conștiința lui, cum își închipuie el conștiința din, pe care Dumnezeu a așezat un om. Cineva a desenat-o în felul următor, era un cal care alerga galopând și un roi de viespe și de albine fugeau după el. Și dedesubt scria așa, alergarea ta este zădarnică. Cu alte cuvinte, n-ai nicio șansă. Cugetul și conștiința ta va merge după tine și te va apăsa până în ziua judecății, atunci când ai călcat legile despre care ai cunoștință și în mod voit și voluntar alegi să le încalci în fiecare zi. Alergarea ta este zădarnică. Spuneam la început că noi, în ziua judecății, cei care aleg să încalce în mod voit, în mod voluntar, legile lui Dumnezeu care le-a așezat în mintea noastră, cugetul nostru care este format după legile lui Dumnezeu, după principiile lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură și alege în mod voit, în mod voluntar, nu se vor putea dezvinovăți în ziua judecății și să spună n-am știut, nu-i așa. Noi ne putem masca unii de alții, ne putem masca față de soție, de soț, de conducere, de prieteni și de mulți alții. Însă în ziua judecății Dumnezeu va pune cugetul nostru ca și judecător, ca și acuzator, dacă vreți, în fața noastră. Nu va mai fi nimeni intermediar în care să, sau vreun șopron în care să ne putem ascunde că am știut sau că n-am știut. Cugetul nostru va sta în fața noastră și ne va acuza. Ți-am trimis, cu alte cuvinte, semnale că ai călcat în mod flagrant legile și justiția lui Dumnezeu, dar ai ales în mod intenționat să continui drumul și să încalci legile lui Dumnezeu. În dimineața aceasta noi ne stăm în față și lucrarea aceasta de cina Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu spune că atunci când stăm în fața acestei lucrări, fiecare să se cerceteze pe sine însuși, să se uite în viața lui, în inima lui, în semnalele trimise de cugetul lui și să se uite dacă inima îl învinovățește, să-și repare problema. Dacă cugetul îl face să simtă că este apăsat, că are probleme, că are trasee pe care trebuie să le parcurgă înapoi și să-și repare problema, în dimineața aceasta eu cred că este momentul oportun, este timpul prielnic pentru fiecare dintre noi, când stați în picioare și vă rugați, când stați în fața noastră acest act al cinei Domnului, fiecare dintre noi suntem puși în situația în când cugetul nostru să fie cercetat înaintea lui Dumnezeu, cugetul nostru, se vorbește despre cugetul vostru, luminat de Duhul lui Dumnezeu și Dumnezeu ne luminează, ne învață, Dumnezeu ne trimite în fiecare zi hrană pentru conștiință, pentru cuget, legile lui în fiecare zi ne inundă mintea și inima noastră într-așa fel încât să avem cunoștință despre legile lui Dumnezeu, să nu le încălcăm ca să avem o inimă și o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu și să păstrăm până la venirea lui o conștiință trează, luminată de Duhul lui Dumnezeu. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare, vom lăuda pe Domnul cu o cântare. Pentru că este un program mai încărcat, vrem să lăudăm pe Domnul cu o cântare, apoi în urma acestei cântări vom ocupa locurile și fratele Marius Livanu va continua serviciul de cina Domnului și Domnul să ne binecuvinteze. Amen. Învață-mă să-mi făptuiesc, o, Doamne, voia Ta mereu, că nu pot astfel să trăiesc, de-ar fi să piară trupul meu. Voia Ta, voia Ta, Doamne, înveți voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine, amin. Voia Ta, voia Ta, Doamne-n veci, voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine, amin. Căci voia Ta e tot ce-i bun și azi și mâine și ajută-mă să mă supun, să pot să-ți fiu oricând pe plac. Voia Ta, voia Ta, Doamne, veci voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine, amin. Voia Ta, voia Ta, Doamne, veci voia
Amin, vă rog să ocupați locurile. Problema conștiinței este o problemă complexă. E foarte greu să o poți descrie, să o poți defini. E greu să o desenezi, cum se spunea. E greu să o explici. Însă ea există. Și ceea ce știm, ce am învățat deja din cuvântul lui Dumnezeu, este că Dumnezeu a așezat în inima fiecărui om acest glas al conștiinței. Numai că omul poate să-l ignore, omul poate să năbușe acest glas și la un moment dat acest glas se stinge, Dumnezeu nu mai vorbește, Dumnezeu nu mai trimite semnale către om. Și omul merge în drumul lui fără conștiință și poate să ajungă să facă lucruri de care nu mai este mustrat în cugetul lui. Asta nu anulează judecata lui Dumnezeu. Conștiința, vorbeam joi seară și eu vreau să repet acele imagini pe care le folosesc, acele exemple, dacă vreți, pe care le folosesc pentru a ilustra ce este conștiința. În primul rând, conștiința este un semnal de alarmă al păcatului. Ne-am obișnuit cu tehnologia, avem tot felul de semnale. Săptămâna trecută mergeam cu cineva cu mașina și numai nu-și punea centura. Semnalul suna și mașina nu suna, că suna un minut sau două și se oprea. Și am stat și m-am uitat, jumătate de oră, cât era. Suna într-una, dar el mergea, n-avea nicio problemă. E un semnal de alarmă. Poate fi auditiv, să auzi, cum poate fi un semnal de alarmă vizibil, când rămâi fără benzină, când te apropii să rămâi fără benzină, se aprinde un bec. Tu poți să-l ignori. Sau m-a întrebat odată cineva ce să fac, să aprinzi becul, ce pot să fac? Și am zis că eu sunt electrician, mă pricep, tăiem firul și nu se mai aprinde becul. Da, poți să faci asta. Vrei să nu se aprindă niciun bec la mașină? Văd mulți care spun așa, se aprinde becul aici, nicio problemă, le rezolvăm imediat, nu se aprinde niciun bec. Dar becul acela nu se aprinde ca să te deranjeze pe tine, el să-ți spună că există o problemă. S-a aprins becul, ai o problemă la frână, nu nicio problemă, să nu te mai uiți la el, poți să-l ignori și să mergi cu toate beculețele aprinse. Dar asta spune că ai o problemă și până când nu rezolvi problema, n-ai schimbat nimic. La fel cum durerea e un alt semnal de alarmă. Ai o infecție, ai o carie. Și Dumnezeu ne-a capacitat pe noi, organismul nostru, cu acești senzori, cu receptorii care preiau durerea, au transmit mai departe creierul să ia atitudine, să spună, ai o problemă. Noi românii ce facem? Ai o problemă, ai o durere de măsea, ce să faci? Vrem să tăiem firul, adică vrem să spunem, dă-mi un calmant, dă-mi ceva de durere. Și tratează durerea, dar infecția rămâne. Să nu iei antibiotic, să nu tratezi dintele, doar să nu te doară, atât ne interesează, să nu ne doară. Și cam asta facem și cu păcatul. Important să nu ne doară. Să-l dăm la o parte pe predicatorul incomod. Să evităm prorocul, să evităm mesajele și gata, ne-am rezolvat problema. Important e că nu ne doare, că nu ne jignește, nu ne rănește, nu ne confruntă cu păcatul. Că în rest, nu contează că tu continui. Deci problema nu este să anulezi semnalul de alarmă. Este soluția este să rezolvi problema care stă să lucrezi la cauză și nu la efect. Faptul că se aprinde becul este efectul, că este o problemă, este o cauză. Conștiința nu e altceva decât semnalul de alarmă care îți spune că este un păcat în viața ta, este o greșeală, este o atitudine care nu-i corectă și atunci răspunsul meu trebuie să fie rezolv această problemă. Nu elimin semnalul. Nu înnăbuși semnalul, ci rezolv problema. Dumnezeu să ne lumineze. Eu mai folosesc o altă imagine a conștiinței și anume aceea a ceasului deșteptător. La zveglie. Câți tineri n-ar da cu ea de pereți? Cine a mai inventat-o? Dimineața când se trezesc, nu știu cum să ia, să pună,
să ducă mai departe, ea te ajută, ea îți spune că e vremea să te trezești și noi astăzi vorbim de fapt despre trezirea cugetului. E ceasul să ne trezim în sfârșit din somn. Și conștiința spune, dar înainte să te trezești, tu trebuie să se trezească ceasul acela deșteptător, să spună, acum e ceasul, gata. Dumnezeu a programat și Dumnezeu programează și s-ar putea ca astăzi să fie o zi programată de Dumnezeu în care a pus acest ceas să sune. Să sune pentru inima ta, să sune pentru sufletul tău. Și ceasul lui Dumnezeu când sună nu spune altceva decât pocăință. Conștiința este ceasul deșteptător care spune trebuie să te trezești. Ajunge că în trecut ați făcut voia neamurilor. Ajunge cât ai făcut. Așa cum fiul risipitor a ajuns la un punct în care a spus nu se mai poate ajunge, trebuie să fac ceva. A fost un moment în care și-a venit în fire, s-a trezit și conștiința lui, care până atunci considera altfel lucrurile, l-a determinat să-și rezolve problema, să se întoarcă la Tatăl, să se întoarcă la Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute și pe noi. Conștiința mai poate fi asemănată cu vocea pe care Dumnezeu a așezat-o în noi, vocea lăuntrică a lui Dumnezeu. Când Adam a păcătuit, nu s-a mai prezentat la locul de întâlnire cu Dumnezeu. Avea un loc și un timp prestabilit. În fiecare dimineață, omul se întâlnea cu Dumnezeu. Și avea un timp și avea un loc. În momentul în care a păcătuit, Adam nu s-a mai prezentat la locul acela. Dar Dumnezeu s-a prezentat și Dumnezeu l-a strigat pe om. Unde ești, Adame? Acesta este glasul conștiinței. Dumnezeu cheamă pământul. De la răsăritul soarelui și până la sfințitul lui, Dumnezeu cheamă pe oameni. Și conștiința este glasul pe care Dumnezeu l-a așezat în noi, chiar dacă nu vrei să deschizi Biblia niciodată, chiar dacă nu vrei să asculți predicile, chiar dacă nu vrei să vii la biserică, Dumnezeu pune această voce lăuntrică în lăuntrul tău, această lege, această lucrare a legii care se manifestă prin vocea lăuntrică a lui Dumnezeu așezată în om, astfel că fiecare om aude această voce, dar de asemenea el poate să o ignore, el poate să fugă, așa cum a făcut și Cain. Dumnezeu a stat de vorbă cu Cain, însă Cain a ales să fugă cât mai departe și a ales țara Nod, fugă, cât mai departe de Dumnezeu. Decizi tu ce vrei să faci cu această voce. Dumnezeu nu te obligă, Dumnezeu îți vorbește. Dumnezeu a așezat conștiința, dar conștiința nu e o telecomandă cu care controlează viața ta și vrei, nu vrei, te pocăiești, vrei, nu vrei, vii la biserică. Nu, conștiința nu este un astfel de aparat de comandă asupra vieții tale. Este doar semnalul care spune, trebuie să te pocăiești, trebuie să faci ce este bine, trebuie să te întorci la Dumnezeu, dar decizia, comanda, controlul îți aparțin, sunt în mâna ta. Conștiința e doar vocea care spune ar trebui să faci asta. Conștiința doar semnalează pericolul, semnalează problema din viața ta, dar nu ți-o rezolvă și nu intervine în locul tău. Și vom ajunge și aici. Vocea o mai asemăn cu tribunalul interior sau personal care ne judecă. Și în această zi o să vorbesc mai mult despre acest tribunal, pentru că suntem la Cina Domnului. Dar în al cincelea rând, eu văd conștiința ca și o lumină spirituală care scoate în evidență defectele. Conștiința este o lumină. Acea lumină poate fi mai puternică sau poate fi mai slabă și în funcție de cum reacționezi tu și cum ți-o dorești tu. Orice lucru îl iau, dacă iau un pix, mă uit pe el la lumina normală, spun e ok, e foarte bun. Dacă pun o altă lumină, văd pe el pete, văd pe el defecte. Dacă îl mai pun și la microscop, văd și mulți microbi și văd multe alte lucruri pe care cu ochiul liber nu le văd, la o lumină normală nu le văd. Totul contează, e în funcție de intensitatea luminii. De aceea conștiința noastră este diferită. Pentru unul un lucru este păcat, pentru altul nu este păcat. Cineva îți va spune, pixul este curat,
altul îți va spune nu-i deloc curat și îți va spune câți mii de microbi sunt acolo sau zeci de mii. Depinde cu ce lumină te uiți. Depinde ce lentile folosești. Depinde foarte mult. Cineva va spune nu-i o problemă. Dumnezeu însă îți va spune sunt foarte multe probleme. Depinde cum privești lucrurile. Și de asta conștiința este o lumină spirituală care scoate în evidență defectele, problemele. Și dacă dorești această lumină să te lumineze, lumina care luminează în întuneric, unii oameni au ajuns în întuneric și rămân în întuneric. Dar întunericul acoperă doar vizual să nu se vadă problemele. Dacă nu aprinzi lumina, nu se anulează problemele. Adică problemele rămân. Eu doar pot să nu le văd, pot să le fac să nu fie văzute, să le maschez. Sunt la modă culorile suportabile, suferitoare, le spunem noi românii. Să nu scoată în evidență. Nimeni nu preferă să aibă o mașină neagră sau albă, că imediat se vede orice fir de praf. Dacă se poate, o culoare suferitoare. Un covor care... un paviment care să nu scoată în evidență ceea ce nu e bine. Însă lumina lui Dumnezeu, conștiința lui Dumnezeu ne luminează ca să vedem tot ce este în viața noastră. Dumnezeu să ne lumineze. Aș vrea în cele ce urmează acum să vedem și să ne îndemnăm în această zi să ne ascultăm conștiința. Fiecare poate sta în fața propriei conștiințe. Și să ne ascultăm conștiința. La baza democrației în general, a statului de drept, stă un principiu numit principiul separării puterilor în stat. Și orice stat de drept are la bază acest principiu, separarea puterilor. Adică avem puterea legislativă, cei care emit legile, parlamentul. Avem pe cei care execută, pun în aplicare legile. Parlamentul dă legi, dar cineva trebuie să le pună în aplicare. Trebuie să execute acele legi și avem guvernul. Și cineva trebuie apoi, puterea judecătorească, să judece dacă s-a făcut cum trebuie lucrul, dacă nu s-a făcut și să mențină ordinea și disciplina într-o societate, într-un stat. Puterea judecătorească. Eu îmi permit să spun... Același lucru l-a așezat Dumnezeu în noi ca oameni și omul ca și trinitate, dacă vreți, ca și o treime format din cele trei entități, are tocmai la bază aceste trei puteri care pe undeva sunt separate. Avem sufletul, legislativul, cel care ia deciziile, cel care se gândește și spune ce ar trebui făcut. Avem trupul nostru care acționează, care execută comenzile care au fost programate în sufletul omului. Dar avem apoi conștiința noastră, în duhul nostru, conștiința care apoi analizează faptele făcute și spune aici n-ai făcut bine, aici ai făcut bine, aici n-ai făcut bine. Și în această zi eu aș vrea să stăm în fața conștiinței, în fața duhului, dacă vreți, să fim la tribunalul propriei conștiințe. Pentru că la cina Domnului se spune fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Dacă această conștiință este ca o lumină, haideți să facem ca această lumină să nu fie asupra altora. E ca un reflector. Eu pot să îndrept reflectorul asupra altora, să spun, uite câte defecte are. Sau pot să îndrept reflectorul asupra mea și să mă uit eu câte defecte am. Eu câte slăbiciuni am. Asta trebuie să facem la cina Domnului. E o judecată, e un tribunal conștiința și bănuiesc că cei mai mulți n-ați fost niciodată la tribunal, nici să n-ajungeți vreodată. Nici eu n-am fost și nu-mi doresc să ajung. Dar trebuie să știm cum funcționează la tribunal. Judecătorul când analizează un caz, când judecă un caz, trebuie să țină cont de câteva elemente care fac parte din judecată. În primul rând, trebuie să fie undeva într-o parte avocații acuzării sau acuzatorul. Omul este acuzat de ceva și se pun acuzațiile pe masă și judecătorul trebuie să țină cont de acele acuzații.
Dar judecătorul nu spune, oh, că te-am auzit eu, gata, e clar, sentința. Am bătut cu ciocanul în masă, gata sentința. Judecătorul spune, s-a terminat cu acuzația, hai să vedem ce spun avocații apărării. Ce are de spus apărarea? Să se argumenteze, să spună de ce, motivațiile, sau să spună că nu e corect, nu au văzut bine, n-au auzit bine, n-au interpretat bine legea sau așa mai departe. Și judecătorul trebuie să asculte și de unul și de celălalt. Și de obicei, judecătorul trebuie să mai asculte și pe inculpat care stă în față. Și inculpatul are dreptul să vorbească, are dreptul și el să se apere, să-și exprime poziția lui, să-și argumenteze motivațiile lui, să spună și el ceva. Asta ne ajută pentru că oricum noi vrem, nu vrem, ne judecăm unii pe alții. Dar e bine când emiți o sentință, când acuzi pe cineva, să ții cont de aceste aspecte. Să nu emiți sentințe. Am auzit pe cineva că au dus 1000 de acuzații și de multe ori, când vrea să se creeze un caz din ăsta, se pune o listă lungă de acuzații ca să nu mai existe dubii. Multe, multe. Și când le iei pe rând, niciuna nu-i, dar dacă sunt multe, înseamnă că sigur, dacă au spus 10 același lucru, un lucru, sau dacă sunt 10 puncte puse pe lista capetelor de acuzare, atunci sigur ceva, că nu o fi asta, dar ceva tot este. Și judecătorul, după ce le ascultă pe toate, după ce le ascultă pe inculpat, abia atunci emite o sentință. Acum, noi avem o posibilitate. Judecătorul este conștiința noastră. Duhul nostru. Avocații acuzării, sau avocatul, dacă vreți, al acuzării, este diavolul. Diavolul înseamnă acuzator. Asta înseamnă diavolul în limba greacă. Acuzatorul. El este pârâșul fraților noștri. Și nu e nicio problemă, Dumnezeu l-a lăsat să ne acuze. Găsim în Vechiul Testament, era marele preot, Zaharia, și diavolul stătea lângă el și îl acuza înaintea lui Dumnezeu. Nu e o problemă, chiar Dumnezeu permite asta, în planul lui Dumnezeu există lucrarea aceasta a diavolului pe care Dumnezeu o permite, o îngăduie și o folosește chiar, că e în beneficiul nostru, noi nu trebuie să fugim de asta. Dacă ai păcătuit, normal, vine diavolul și te acuză. Și nu trebuie să ignori vocea aceea, ci să stai, să asculți acuzațiile, dacă vrei să fii un judecător imparțial, drept, trebuie să stai să asculți acuzațiile. Da, am auzit toate acuzațiile astea, țin cont de ele. Dar pe de altă parte este avocatul apărării. Și avocatul apărării pentru noi este Iisus Hristos. Și el spune, da, a greșit, dar uite, eu propun ceva. De obicei se cere ceva în schimb, de obicei se cere ceva, se cere o pedeapsă. El este mai mult decât un avocat. El a cerut să ia asupra lui păcatele noastre. El nu spune, acum gata, închidem cazul, închidem un ochi. El n-a spus să închidem ochii în fața judecății. Ci el a spus, da, trebuie plătit prețul. Trebuie plătit prețul păcatului. Ce facem? Închidem ochii, gata, achitat? Nu. El spune, trebuie plătit, este vinovat, dar fiindcă el nu poate, inculpatul nu poate plăti niciodată, plătesc eu un lucru lui. Ispășesc eu pedeapsa pe care ar trebui să o ispășească el. Iau eu asupra mea vinovăția lui, condamnarea lui, o iau eu. Și noi astăzi suntem la cina Domnului și stau să mă întreb, eu ca inculpat, ce ar trebui să fac? Ar trebui să ascult acuzațiile, să le recunosc pe cele în care am greșit. Și ar trebui un lucru foarte important, să cer apărarea lui Iisus Hristos, să fac apel la bunătatea lui Dumnezeu, să fac apel la îndurarea lui Dumnezeu, să fac apel la iertarea lui Dumnezeu, nu să spun eu sunt bun, eu n-am nevoie de iertare, eu n-am nevoie de pocăință, eu n-am greșit, alții au făcut mai mult decât mine, ci să spun eu sunt vinovat. Dar un lucru foarte important în toate acestea este să te declari vinovat.
Veți vedea foarte multe procese, inculpatul la urmă, asta e una din întrebările judecătorului. Cum te declari? Te declari responsabil, vinovat sau nu? Pe de o parte, inculpatul poate spune, mă declar vinovat sau nu, judecătorul va spune și el, da, îl declar vinovat sau nu e vinovat. Dar ce bine este înaintea lui Dumnezeu, în această zi, când îți analizezi, când te judeci pe tine însuți, să-ți dai seama că tu nu poți să te declare altfel. Tu poți să te declare altfel, dar realitatea nu este decât una. Nu poți să te declari decât vinovat. Când stau înaintea lui Dumnezeu, eu nu pot să spun despre mine decât că sunt vinovat. Să pledez vinovat, nu nevinovat. Și în vinovăția mea, eu cer iertarea lui Iisus Hristos, cer sângele lui Iisus Hristos. Așadar, când ne judecăm pe noi înșine, trebuie să stăm să ne declarăm vinovați și trebuie să ne asumăm responsabilitatea și asta înseamnă mărturisirea. Asta a făcut-o Daniel, noi am păcătuit. Asta a făcut-o Neemia, noi am păcătuit. Asta a făcut fiul risipitor, tată, am păcătuit. Și totul pleacă de aici, asta înseamnă trezirea conștiinței. Câtă vreme vei spune că alții păcătuiesc, că alții fac lucruri groaznice, iar tu ești un om totuși de treabă, ești un om bun, totuși nu faci lucruri foarte mari. Câtă vreme pledezi nevinovat, ca și fariseul și mai și mulțumești lui Dumnezeu că tu nu ești ca ceilalți oameni. Observați cei doi oameni care stau înaintea lui Dumnezeu. Unul stă în fața propriei conștiințe cu fruntea sus, senină, mulțumește lui Dumnezeu că nu-i ca ceilalți, că el este drept, își etalează calitățile, neprihănirea personală. Iar celălalt nu-și ridică nici măcar ochii spre cer, se bate cu pumnul în piept și pledează vinovat înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și cum se întorc acești oameni acasă? Observați că aici este problema, că și păcătosul acela, și vameșul acela, și fariseul, oricum în ochii lui Dumnezeu, amândoi, adevăratul judecător, ei amândoi sunt vinovați. Numai că unul și-a asumat vinovăția, unul și-a recunoscut vinovăția și Dumnezeu a spus, pentru că ți-ai recunoscut-o, eu te declar de acum nevinovat, te declar neprihănit. Iar celălalt, pentru că nu și-a recunoscut vinovăția, a fost declarat păcătos. Vinovat. Așadar, ce șansă avem noi astăzi când stăm înaintea lui Dumnezeu? Decât să spunem, Doamne, mă declar vinovat, mă declar păcătos. Sunt vinovat înaintea Ta, am păcătuit împotriva Ta. Indiferent cât de mici sau de multe, sau de mari, sau de puține sunt păcatele Tale, Tu nu poți spune altceva decât că ești vinovat. Eu nu pot spune nimic altceva decât sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus în Isaia, în capitolul 1, veniți totuși să ne judecăm. Dumnezeu a pus conștiința în noi ca un tribunal la care apelăm acum. Va veni o zi a dreptei judecăți a lui Dumnezeu, când Dumnezeu ne va judeca. Dar știți care este marele har care ne l-a dat Dumnezeu? Este că păcatele unor oameni merg înainte la judecată, iar ale altora vin după. Că în momentul în care eu astăzi m-am judecat, mi-am recunoscut vinovăția, m-am declarat vinovat înaintea lui Dumnezeu, acele păcate, cum eu spun, sunt vinovat, merit pedeapsa, merit să fiu condamnat, acele păcate sunt trimise înainte la judecată. Și Dumnezeu deja spune, iertat, curățit, sfințit. Altul le poate acoperi, spune, important e, nu mă interesează, nu mă privește, eu sunt un om bun, un om de treabă și las acele păcate care vor ajunge într-o zi la judecata lui Dumnezeu. Și la judecata lui Dumnezeu, când vor ajunge acele păcate, nu pot fi altceva decât vinovăție și va fi pedeapsă eternă. De aceea Dumnezeu spune, și Apostolul Pavel spunea aici în Corinteni, că dacă ne-am judecat singuri, n-am fi
judecați. Dar când suntem pedepsiți, și aici cuvântul pedeapsă înseamnă, adică suntem declarați vinovați aici pe pământ, totuși Dumnezeu ne pedepsește aici pe pământ, ne declară vinovați aici pe pământ, totuși nu vom fi pedepsiți odată cu lumea. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Avem această judecată care anticipează judecata lui Dumnezeu. Dacă aici, la judecata asta, pledez nevinovat, spui eu, totuși, nu fac așa multe. Eu sunt un om sfânt. Ba te uiți la altul și îl judeci pe altul și te uiți și pui lumina pe alții. Nu faci altceva decât expediezi păcatele tale, vinovăția ta, la judecata finală a lui Dumnezeu, la judecata de apoi a lui Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu ne îndeamnă astăzi, veniți totuși să ne judecăm. Astăzi, la cina Domnului, Dumnezeu spune fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși. Fiecare, adică să se judece dar pe sine însuși. Fiecare să pună lumina în dreptul propriului păcat, propriei vieți, propriului suflet, asupra propriei inimi. Și nu trebuie să fim superficial, să spunem doar vinovat. E simplu să spui vinovat. Dar să stai înaintea lui Dumnezeu, să stai înaintea judecătorului drept și sfânt și să spui, sunt vinovat de. Și spui de ceea ce ești vinovat. De furt, de minciună, de una, de alta. Le spui lucrurilor pe noi, sunt vinovat de asta. Și în momentul în care cineva își mărturisește, asta este mărturisirea păcatelor, asta este recunoașterea, asta este pocăința, asta este trezirea cugetului, când lumina aceea te luminează și tu iei act de asta și spui, vreau să repar. Când semnalul acela se aude, dar eu spun, nu mi-am pus centura, îmi pun centura. Eu pot să pun o bucată de scoci acolo unde iese pe difuzorul acela care emite semnalul și am rezolvat problema. Sau mai nou. Am mai găsit pe unul, nu vreau să vă dau idei, dar găsit pe unul în țară, eu imediat mi-am pus centura și nu spune centura. De fapt, eu nu puteam să-mi pun centura, că asta era problema. Că el avea un cui din ăla care se pune la centură, pus acolo, ca să nu mai țipe. Și el tot așa avea și am spus, știi ce, probabil o să vin la mormântarea ta și o să iau cuiul ăsta așa, adică ăsta care e pus acolo fals și o să-l punem pe sicriu și spunem, datorită lui, este aici. Că dacă s-a inventat centura, s-a inventat nu ca să te deranjeze pe tine, sau semnalul să te deranjeze, să te protejeze. Poate îți protejează viața, îți protejează familia, copiii. El nu e pus așa că trebuia cineva să facă bani pe treaba asta. E pus spre binele tău. La fel este conștiința, la fel lucrează conștiința. Ea te ajută să te păstrezi curat, ea te ajută să fii mântuit, dacă vrei. Ea te ajută să fii iertat. Ea te ajută să fii reabilitat, dar dacă vrei, dacă nu, tu poți să o ignori. Adică ea să sune, tu să-ți vezi de drumul tău, sau să repari problema, tai firul, pui ceva peste un năbuș, sau rezolvi problema, cum știi tu, cum știm noi românii să le rezolvăm. Ai rămas pe roșu, rezolvi problema, du-te și fă plinul. E cel mai simplu. Nu spui, mă uit în altă parte, pun ceva în față ca să nu se vadă. Că într-o zi oricum, ea îți spune, se termină. Problemele tale mai devreme sau mai târziu, ele vor produce niște rezultate. Infecția aceea se poate duce mai departe. Lucrurile nu se rezolvă de la sine, sunt lucruri care nu se pot rezolva de la sine. Sunt lucruri pe care timpul nu le rezolvă și păcatul este unul din multele lucruri pe care timpul nu le rezolvă. Adică nu spui, am păcătuit, bun, da. Hai, cu o săptămână stau liniștit, o lună, un an, dar după aceea trece timpul. Nu, pot să treacă și zeci de ani. Dacă nu ți recunoști vinovăția înaintea lui Dumnezeu, dacă nu te pocăiești, dacă nu spui, sunt vinovat, mă întorc la Dumnezeu, timpul nu rezolvă, timpul nu acoperă păcatul. Numai sângele lui Iisus Hristos, în momentul în care ceri aceasta, în momentul în care pledezi vinovat înaintea lui Dumnezeu, poate să ierte păcatele. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, cântăm o cântare. Împreună cu frații slujitori ne pregătim pentru cina Domnului, vom veni în rugăciune, toți înaintea Domnului să ne rugăm apoi ca Domnul să binecuvinteze părtășia noastră, masa Domnului și harul lui Dumnezeu să fie mai departe cu noi toți. Amin.
jos la picioarele stau adânc plecat în prezența ta sunt îngenunchiat sunt îngenunchiat jos la picioare stau adânc plecat în prezența ta sunt îngenunchiat sunt îngenunchiat nu-i chemare mai mare nu-i altă onoare decât să îngenunchezi la tron de uimire scăldat în iubire eu trăiesc doar pentru a te lăuda nu-i chemare mai mare nu-i altă onoare decât să îngenunchezi la tronul de uimire scăldat în iubire eu trăiesc doar pentru a te lăuda căci am primit de la Domnul ceva învățat și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă, celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Amin. Am vrea în rugăciunea aceasta să venim cu toată biserica. Câteodată se roagă un frate, alte de ori se roagă doi frați. Noi ne rugăm acum, dăm posibilitatea fiecăruia să se cerceteze înaintea lui Dumnezeu și în timpul rugăciunii noi, ca slujitori ordinați, ne vom ruga Domnului ca Domnul să binecuvânteze pâinea aceasta, rodul viței, să le dea Domnul valoarea trupului Domnului, sângelui Domnului și Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră. Amin. Care s-au cercetat și cei care s-au cercetat doresc să se împărtășească, vor rămâne ridicați în picioare, cei care nu se împărtășesc vor ocupa locurile. În timpul acesta vom lăuda pe Domnul cu cântări de laudă și corul se va pregăti să laude pe Domnul cu o cântare și Dumnezeu să facă această părtășie să fie deplină cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Amin. Veșnicii
jertfa ce-a fost dată pentru omenire pe pământ. E ce-a avut mai scump un tată pe singurul său fiu cel sfânt. Și astăzi în a lui iubire el te primește așa cum ești, prieten ca el n-ai pe nimeni. Deschide-ți inima ca să-l primești, iubire, iertare, o viață nouă-i Golgota, e prețul care l-a plătit Iisus pentru viața ta.
Părintea iubirii,
Slăviți să fie Domnul! Vă invit să ne ridicăm cu toții înaintea Domnului și să mulțumim Domnului pentru harul care ne l-a dat, pentru binecuvântările care până aici Domnul le-a revărsat peste fiecare dintre noi. Îi mulțumim Domnului că ne dă sănătate. Și vrem în același timp, mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a dăruit să fim alături în rugăciunea noastră de cei care au nevoie de sănătate, pentru cei care sunt bolnavi, pentru cei care sunt în spital. Doresc să ne rugăm pentru o familie de necredincioși care solicită rugăciunea bisericii pentru ca Dumnezeu să se îndure de ei spiritual, pentru mântuirea sufletului și pentru vindecarea trupului. Fratele Cătălin Vintea ne spunea de familie de vecini din România, din Dumbrăveni, care trec printr-o problemă de sănătate foarte gravă și ne solicită ajutor, sprijin și totodată să ne rugăm Domnului și pentru mântuirea lor. Sunt cei bolnavi care trec prin suferință și dacă mai sunt astfel de cauze, le putem aduce la cunoștința bisericii. Și printr-o ridicare de mână se pot aduce cauzele înaintea Domnului Dumnezeu să ia aminte la cererile care se ridică. Amin. Haideți cu toți să mulțumim Domnului, să ne rugăm Domnului pentru cei care trec prin încercări și Domnul să fie proslăvit în toate. Amin.